fac această reacție din cimitir ca o metaforă adusă fotbalului românesc care este mort și îngropat. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amin. Bă, ești nebun. Bă, cum se poate așa ceva, frate? O echipă de o valoare aproximativ egală cu a ta să te bată fără drept de apel cu 4-0. La așa ceva nu mă așteptam. Mă așteptam ca Young Boys să ne bată cu 4-0 și nu era de mirare. Și totuși de-abia au făcut 1-1 la noi și de-abia ne-au, adică nu că de-abia, ne-au bătut lejer cu 3-1 la ei. Pe când Steaua Roșie ne-a dat 4 boabe fără să transpire, frate. Eu așa am avut impresia că ei ne-au lăsat să controlăm mingea, să-i atacăm, nu știu ce să le facem, că nu le-am făcut nimic, că n-am avut nicio ocazie. Și ei, practic, ne-au dat gol de fiecare dată când au vrut, fără să transpire prea mult. Așa a fost impresia mea. Și asta m-a durut foarte tare. Mi-e dor, frate, de Dan Petrescu și jocul lui închis. Nu credeam că voi zice așa ceva, dar prefer un joc închis în care să facem 0-0 cu o echipă mult mai puternică decât noi, decât să luăm bătaie cu 4-0 de la o echipă de același nivel cu al nostru. Acum mi-e frică și de Conference League, sincer să fiu. Pentru că acolo vor fi echipe de nivelul nostru și eu credeam că le vom bate, cu chiu, cu vai, dar le vom bate. Dar acum nu mai cred asta. Acum mi-e frică rău de viitor. De Doamne, Doamne. N-am ce să mai zic decât că fotbalul românesc e gata. Atât la nivel de club, cât și la nivel național. Nu mai avem nicio speranță. Nu știu ce poate fi făcut, dar ce se face în acest moment nu se face bine. E clar. Tare trist sunt. Tare trist și dezamăgit. Voi ce ziceți? Care e părerea voastră? Eu sunt Adi, aceasta a fost părerea mea de după acest meci de tristă amintire. Vă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare. Pam, pam! Ua!